Am revenit așadar, suntem la Agricultura, o șansă pentru România. Vă spuneam că păstrăm subiectul sectorului zootehnic, discutăm probabil prea puțin despre această temă și atunci am dedicat mai mult spațiu astăzi acestui domeniu. Vedem care sunt noutățile, vedem care sunt programele de accesare de fonduri europene, așa cum ați auzit și ceva mai devreme. Împreună acum cu noi este domnul Ionuț Lupu, președintele Asociației Holstein Ro. Bună ziua, Ionuț Lupu, dacă ne auzim. Vă mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu că sunteți cu noi. V-aș ruga mai întâi de toate să faceți o trecere în revistă a temelor importante ale sectorului, așa cum le vedeți în această vară. Și apoi poate să detaliem câteva lucruri. Venim după un an 2023 complicat și iată că în anul 2024 problemele se țin lanț. Vorbim de un început de an care ne dădea oarecare emoție plăcută, să spun așa, o primă coasă la lucernă bună, dar după care a început perioada de secetă. În momentul de față, în sudul țării și în județele din sudul Moldovei, ne trezim cu o secetă dusă într-o zonă extremă. După cum știți și din reportajele din întreaga mass media, vedem că mulți dintre fermieri au început deja să întoarcă porumbul. Sunt producții mici în majoritatea fermelor din această zonă pentru triticale, pentru secara pe care au folosit-o pentru silozare. Deci în momentul de față, dacă până acum vorbeam de un 340, 350, 360 de lei tona de porumb siloz, pentru porumbul aferent anului 2024, emoțiile sunt foarte mari. Nu știm dacă vom reuși să ne asigurăm, nu mai vorbesc de calitate, ci de cantitatea necesară pentru a nu elimina din efectiv. Așadar, rămânem în punctul în care fără un ajutor consistent, tot sectorul va avea foarte mult de suferit. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre situațiile care apar în sensul unor anunțuri că se vând niște ferme, mai ales în sud-estul țării, acolo unde spuneați și dumneavoastră seceta aduce probleme. Aici referitor la ferme zootehnice, pentru că spunea invitatul meu, e posibil să nu poată intra la iernat unele ferme de animale. Aveți și dumneavoastră aceste informații? Da, avem informațiile. Acestea știm, foarte multe ferme dintre fermierii noștri se confruntă cu probleme. Chiar dacă se poate arunca așa o idee că fermierii medii și mari, crescători de vaci, ar fi capitalizați. Iată că venim după 2022 complicat, 2023 complicat, 2024 la fel de complicat, iar în condițiile în care vom ajunge la un cost pentru porumbul siloz, și mă refer aici la silozul care va ajunge în fața vacii, nu pe cel pe care îl producem noi, ci pe cel pe care va trebui să-l cumpărăm. Da. Iar în fața vacii vom ajunge cu un porumb silos la peste 530-540 de ron pe tonă, atunci lucrurile vor fi foarte, foarte complicate de gestionat. Lucerna scumpă, așa cum am spus, doar o coasă am reușit să, mulți dintre fermierii noștri au reușit să o facă în bune condiții. Deci vorbim de un final de an extrem, extrem de complicat, iar ceea ce ne frustrează cel mai mult este faptul că vedem pe piețele central și vest europene faptul că prețul a sărit de 47 de eurocenți pe litru, iar în momentul de față la noi stagnează undeva în jur de 36, 37, 38 de eurocenți. Vă referiți la lapte, nu? Litrul de lapte. Mă refer la lapte, categoric, sigur. Da. Da, deci vorbim de lapte spot care a depășit pragul de 50 de eurocenți. Deci este nevoie ca în cel mai scurt timp să ne aliniem la prețurile regionale, astfel încât să putem supraviețui pentru următoarele luni. Vorbiți de un decalaj între piața românească și piața europeană? Vorbesc de un decalaj, da, care pentru o scurtă perioadă nu a existat, dar acum îl resimțim.
Are o cauză sau fără nicio cauză, dar cum spuneți, ar trebui, în opinia noastră, să se egalizeze totuși prețurile, nu? Vedem ceea ce se întâmplă în Olanda. Ne pare rău pentru fermierii de acolo, pentru că sunt exigențele politicilor de mediu sunt foarte mari în guvernul olandez. Vedem faptul că există o presiune din ce în ce mai mare, astfel încât în multe dintre țările vest europene abandonul activității să fie transformat într-o realitate și mulți dintre fermieri primesc compensații importante, astfel încât mai ales cei care sunt în Natura 2000, în acele programe, ei primesc sume consistente pentru a abandona activitatea, dar suntem conștienți că acest recul, să spun așa, va ajunge în România probabil cu câteva săptămâni întârziere. E clar că în momentul de față sunt zeci de ferme în Olanda care se închid, sunt zeci de ferme în Germania, fermieri care își pun semne de întrebare cu privire la viitorul lor, iar în România există această presiune fantastică venită din cauza secetei. Avem de asemenea mulți dintre fermieri care au făcut investiții consistente în sisteme de irigații și ne trezim acum că nu există apă pe canale. Deci există mulți dintre fermieri sunt în momentul de față cu nervii întinși la maxim. Și fără, așa cum am spus, dacă nu se identifică de urgență o serie de măsuri compensatorii, vom ajunge ca în foarte scurt timp abandonul să fie, numărul de ferme care vor fi vândute să fie mult mai mare. Asta vreau să vă rog cam dacă ați vedea cam cum ar putea să arate niște măsuri compensatorii și poate să discutăm un pic despre, iată, acest anunț de astăzi al Ministerului Agriculturii, în care se vorbește despre chiar despre crescătorii de animale, despre ecoscheme. Sunt niște precizări acolo, dacă vi se par în regulă? Sunt niște precizări pe care funcționarii APIA le-au făcut. Ele trebuiau făcute de câteva luni. Au creat o serie de animozități între fermieri și bine că au fost făcute aceste precizări pentru PD07 și pentru PD08, dar și pentru pășune. Sunt lucruri care trebuiau clarificate și bine că au fost APIA a venit cu aceste clarificări. Ceea ce ne doare pe noi în momentul de față este faptul că pentru porumbul siloz, o măsură extrem de importantă, iar ministrul Baru a făcut, trebuie să recunoaștem, efortul considerabil ca această măsură să poată fi accesată de către fermieri. Vedem faptul că s-au bugetat doar 20.000 de hectare, bugetul total este undeva în jur de 4,6 milioane de euro, iar în momentul de față, după închiderea campaniei de depunere a cererilor de plată, vedem că discutăm de aproximativ 50.000 de hectare, grosomodo. În condițiile acestea, deci probabil că valoarea pe hectar va fi foarte mică, iar ajutorul acesta trebuie să vină pentru că fermierul a făcut investiții, a realizat tot ceea ce a făcut, toți pașii pentru a respecta tehnica, tehnologia de producere a porumbului silos și vedem că nu mai au ce să recolteze. Deci avem nevoie ca această sumă să fie actualizată. Nu pot eu să fac nicio referire cu privire la despăgubirile pentru secetă, dar ele trebuie să vină în cel mai scurt timp să găsească formula. Din păcate, înțelegem că vorbim de sume de peste 500-600 de milioane de euro. Vom vedea care este bugetul și care este la final suprafața calamitată. Însă cifrele arată destul de complicat. Înțelegem și situația Ministerului Agriculturii, dar în același timp trebuie să ne uităm în primul rând în curtea noastră și acolo trebuie să făcute, găsite soluții. Ne uitam în Ungaria, în urmă cu un an, statul maghiar a alocat sume importante astfel încât din zonele în care s-a produs porumb silos să se poată acoperi, compensa costurile cu transportul și cu transferul acestui porumb silos dintr-o regiune în alta. Știm că într-un camion de porumb, într-un camion de 40 de metri cubi, într-o cantitate de 7, 8, 15, 20, depinde de cât de tasat este, 15-20 de tone, deci costurile acestui transfer de porumb silos sunt foarte mari.
iar avem nevoie de identificarea unor elemente punctuale. E bine să se dea și despăgubiri generale, dar noi vom veni cu o listă punctuală acolo unde sunt ferme cu adevărat calamitate și acolo unde, așa cum spuneam la începutul intervenției, vorbim de 2022, 2023, 2024, care au avut suprafețe importante pe lista suprafețelor calamitate, care trebuie să primească un ajutor pentru a putea supraviețui. Dacă mai există interes pentru ca ele să supraviețuiască, pentru că, așa cum spuneam în repetate rânduri, vorbim de o acoperire a autoconsumului în proporție de 35%. Dacă vrem să-l mai păstrăm și pe acesta, să nu ajungem ca asemenea colegilor din carnea de porc, zona suiniculturii, atunci probabil că va trebui luate niște măsuri. De acord, mai avem doar 2 minute din intervenție și v-aș mai ruga, domnule Lupu, mai explicați un pic contextul general cu porumbul silos, poate unii telespectatori de noi nu știu, apropo de România. Deci era ideea de a oferi un ajutor pentru porumbul silos, pentru transport? În momentul de față avem un sprijin cuplat pentru porumbul silos. El a fost... valoarea totală a măsurii este de 18 milioane de euro. Suma este alocată pentru număr de 4 ani. S-a bugetat inițial un număr de 20.000 de hectare, însă la finalul, asta a fost ideea inițială, gândirea inițială, bugetarea Ministerului Agriculturii. Însă la finalul perioadei de depunere a cererilor de plată, vedem că această suprafață se apropie de 50.000. Deci e mult mai mare, mai mult decât dublă, să zicem. Dublu, exact. Asta înseamnă că, deși ne-am programat, deși ne-am dimensionat un ajutor de aproximativ 200-230 de euro pe hectar, iată că nu știm dacă va ajunge la 100 de euro pe hectar. Deci acolo sunt elementele care trebuie ajustate, acolo trebuie să vină un element, un ajutor punctual, pentru că vorbim în primul rând de cei care fac cu adevărat lapte și îl produc pentru piață. Bineînțeles, sunt și fermieri medii și mici care produc lapte utilizând doar fânuri, dar, așa cum spuneam, coasta de lucernă în multe dintre județe care făceau în mod normal 3-4 coase, nu a fost decât o singură coasă anul acesta. În acest context le-și vom vorbi doar de cei care produc lapte pentru piață și ei sunt cei care sunt oarecum legați de acest sprijin cuplat pentru porumbul silos. Am înțeles. Acum lucrurile sunt clare. O concluzie v-aș vrea, domnule Lupu. Înțelegem că va fi o toamnă totuși complicată pentru crescătorii de animale, nu? Va fi o toamnă foarte complicată. Așa cum spuneam, nu mai vorbim de cum să producem un porumb de calitate, ci cum să producem suficient porumb, suficientă cantitate pentru animalele noastre. Trebuie să vedem exact care este piața pentru concentrate. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu piața șroturilor. Așadar, suntem atenți la absolut toate detaliile acestea legate de ingredientele, să spun așa, rațiilor furajere, dar în momentul de față, cu un porumb silos care depășește 530-540 de ron pe tonă, va fi imposibil să producem laptele sub 2,6-2,7, să-l producem. Asta e, vorbim de costuri, 2,6-2,7 ron pe litru. Am înțeles. Deci aici este estimarea sau calculul dumneavoastră de măcar de profitabilitate minimă, nu să zicem? Sau deci pentru un break-even aici suntem în, așa cum spuneam, în 2,6-2,7 ron. Ok, dacă facem un calcul rapid, un 47 de euro, cât spuneați, eurocenți pe litru ar acoperi, nu să zicem. Da, este valoarea la care în momentul de față se află Germania. Deci în momentul de față se contractează lapte la acest nivel în Germania. Și ceea ce dorim noi în momentul de față este alinierea prețurilor la celelalte țări vest și centrale europene. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și vă așteptăm și cu următoarea ocazie. A fost împreună cu noi, numai bine vă dorim, domnul Ionuț Lupu, președintele Asociației Holstein Ro. Ați văzut 2 intervenții din sectorul zootehnic, fiecare cu greutatea ei, cu abordarea ei și cu importanța ei. Cert este că
am ajuns la această concluzie, această secetă și respectiv cultura porumbului, care este în cel puțin în sud și în est extrem de sub semnul întrebării la nivelul cantităților, ar putea să ducă la probleme de hrană pentru animale, respectiv pentru bovine. Iar fermierii și președinții de asociație caută soluții, propun soluții. O soluție sau un caz, de fapt, dar înțelegem un caz fericit, avem acum chiar din județul Argeș, pentru că împreună cu noi este Elena Picu, este colega noastră, corespondent Agro TV în județul Argeș. Bună ziua, Elena! Bun găsit, Rudi, bun găsit, doamnelor și domnilor, am urmărit... Mulțumesc că ești cu noi și astăzi, da, da, da. Și dacă tot am vorbit de zootehnie, continuăm cu zootehnia, nu? Sigur că da, am văzut subiectul și temele pe care le-ați dezbătut. Cam același sunt în toată țara, crescătorii de bovine sunt destul de îngrijorați din cauza secetei și a caniculei. Așa cum știm, acum era perioada în care ei își făceau rezervele de hrană pentru sezonul rece. Din nefericire, în județul Argeș și nu s-a putut face decât prima coasă, care nu a asigurat o rezervă prea mare fermierilor. Exact ce spunea și Ionuț Lupu, că o coasă s-a dat. Sigur că da. Prin urmare, noi am avut într-o ediție anterioară cazul unui fermier care spunea că nu are decât să-și ducă vitele la abator, însă așa și e. Acolo obține un preț foarte mic, pentru că foarte, foarte mult, destul de mult fermieri apelează la această soluție și știm că atunci când există supraofertă, prețul este destul de mic. Din nefericire, aici am ajuns, asta este o problemă. A doua problemă pe care am identificat-o umblând prin județ este aceea pe care am discutat-o de altfel și cu directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, domnul Sorin Șorescu, și îmi spunea dumnealui că atunci când s-a făcut recensământul animalelor s-a constatat că este într-o scădere dramatică numărul animalelor crescute în gospodării. Profitând, dacă pot folosi acest cuvânt, de această situație, un tânăr fermier din comuna Rociu a văzut în acest lucru o oportunitate de a-și dezvolta o afacere. Și atunci, pentru că există cerere pe piață, există cerere de lapte, există cerere de telemea, carnea se caută în continuare și cum numărul animalelor din gospodărie a început să scadă, izlazurile au rămas goale, atunci s-a gândit să înființeze o fermă de bovine și tocmai din dorința de a nu avea sincope în desfacere, a apelat atât la rase de carne cât și la rase de lapte. A, deci a făcut un mix așa de, nu, de producție. Exact, pentru că atunci când nu are lapte sau nu se caută laptele, să poată să aibă desfacere pe carne și invers. Din fericire, lucrurile merg bine, am fost acolo și am văzut, erau într-adevăr pe izlazul unde altă dată erau sute de vaci ale oamenilor din sat. Acum nu erau decât vacile lui, vaci foarte frumoase, vaci de rasă. Izlazul era foarte bine întreținut, există și asociații ale crescătorilor de bovine în zona de sud a județului, în principal în comuna Rociu, despre care vorbim noi acum. Și alimentarea cu apă nu era o problemă, pentru că în izlazul unde am... Deci au și apă? Asta e bine. Animalele, da, era destul de aproape de rețeaua de alimentare cu apă. Iar pentru cazul că ar fi fost nevoie să mute animalele în altă zonă sau să fie acolo să nu aibă posibilitate de a adăpa animalele, și-a cumpărat și o cisternă de mare capacitate, astfel încât să poată să transporte apa și animalele să nu aibă de suferit din acest motiv. Deci este... Dacă vrei, da, era frumoasă organizarea, a investit, înțeleg. A investit destul de mult, însă toate lucrurile au fost anticipate din vreme și toate au fost luate în calcul, astfel încât să fie pregătit, cum se spune, paza bună trece, primești diarea, să fie pregătit pentru orice situație și relativ la desfacere,
dar și relativ la alimentarea cu apă. Asta pe de o parte, însă rămâne în continuare și acolo problema furajării pe timp de iarnă. Din nefericire, poate fi asigurată din culturile de porumb care, pentru că au fost suferit foarte mult din cauza secetei, tot ce le rămâne fermierilor din cultura mare în acest moment este să bage combina în culturile de porumb, pentru că de recoltat nici nu poate fi vorba. Indiferent câte ploi ar veni de acum înainte, cultura este în totalitate compromisă. Și din nefericire, lucrurile stau la fel și la cultura de floarea soarelui, acestea fiind în general specifice zonei de sud a județului Argeș. Aici te refer la, la zona de la Argeș și cu precădere, da. Nu? Da, 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 sigur, la județul Argeș pe care îl bat eu. De regulă mai ajung și în județele învecinate, însă județul Argeș și îl bat destul de des și tocmai de asta mă refer în mod special la județul Argeș. Da, acum, deci avem și vești bune cu tânărul, cu fermierul care a făcut acea investiție. Vestea bună este că acolo unde a sesizat că există un gol, s-a gândit să îl umple prin inițiativa personală care, din fericire, a dat și roade și, nemai fiind în gospodării animale, cu siguranță va avea și piață de desfacere. Doar o ultimă întrebare, Elena. L-ai întrebat un pic, e mulțumit de prețul actual, pentru că spunea Ionuț Lupu că la un 53 de eurocenți ar fi nevoie ca să fie o zonă economică bună pentru crescători. Nu, bineînțeles că nu era mulțumit, însă în comparație cu alți fermieri care, despre care am pomenit puțin mai devreme, care sunt obligați să-și ducă vitele la abator, da. Ce să spunem, nu este, dar așa este în agricultură. Un an e mai bun, un an e mai prost. Să sperăm că el avea premizele asigurate să ducă mai departe afacerea în comparație cu un alt coleg de-a lui dintr-o comună învecinată, mă refer la comuna Căteasca, în satul Siriștea, acolo unde fermierul respectiv spunea că nu are altă variantă decât să le ducă la abator. Apă nu are, furaje pentru iarnă nu are și spunea dumnealui că nici ajutor din partea instituțiilor APIA, cel puțin, nu prea are. Și alte. Da, nu prea are. Din nefericire, legea cam așa este, ca și cei din cultura mare, ei spun avem nevoie de despăgubiri, plata pe despăgubiri acum. Nu da. Când se va face rectificare bugetară, nu când va Am veni înțeles. Conform acum, schemei de sprijin. Acum nouă știi cum e, nu se poate. Acum ca să ne ajute să depășim acest moment. Mulțumesc. Degeaba ai primit. Sau măcar niște împrumuturi fără dobândă sau ceva, un sprijin. Da. Am văzut că s-a întâlnit ministrul agriculturii cu bancherii, nu știm să dăm cu ce rezultate. Îți mulțumesc pentru intervenția de astăzi, Elena. Toate cele bune îți dorim, te așteptăm și în emisiunea viitoare. A fost Elena Picu, corespondentă AgroTV în județul Argeș. Ne oprim astăzi aici cu Agricultura, o șansă pentru România. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe AgroTV. Ne revedem și ne reauzim. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.